Dar arbitrajul, ca să facem o comparație apropo de acei ani și acești ani, cum este? Mai slab, mai bun, mai banditesc sau cum este? Păi, vă spun foarte... Arbitrii sunt aceiași în mare parte. Deci... Mulți dintre ei, da. Majoritatea. Da. Și ce au schimbat? Adică au dispărut Balaș, Tudor, Vârstă, nu știu ce, și au apărut ăștia mici. S-au făcut paturile mai confortabile. S-au făcut paturile? Mai confortabile. Am înțeles. Sunt alte tipuri de saltele, domnul Porumbu. S-au schimbat saltele. Numai aia cu arcuri care țin. Dar nu s-au schimbat numai saltele. S-au schimbat și altele. E o oră de la prânz și nu... Am înțeles. Am o curiozitate, apropo, și de că am vorbit la începutul discuției și de diferența de antrenor între CFR și FCSB. Ce senzație aveți sau cât s-a schimbat Elias Haralambos de când ați avut jucător și acum ca tehnician? Cât au schimbat... Cât s-a schimbat el? Cine? Cipriotul. Păi ce să schimbe? E la fel de cu minte. Păi nu, dar stați puțin. Face cumva numai o schimbare la pauză? Sau nu știe ce echipă a primit în plic? Sau în plic în... Păi nu, dar văd că e foarte opărit acum în momentul în care și Gigi a spus, dom'le, dacă te mai întreabă ăștia, pleci de acolo. E foarte când... adică în momentul în care apar genul ăsta de întrebări, el e foarte opărit. E pus într-o situație jenantă, dar a trebuit să fie un pic mai reticent. Și cred că i-a dat o idee bună, mă, dacă, decât să minți, du-te la... Mai bine nu te mai duci. Nu, mai bine nu te mai duci. Că trimiți cu... secundul, dar de fapt tu ești secundul nimeni, secundului acolo. Nu te crede nimeni, acum sunt curios. Când Gigi anunță că va juca Băluț în locul lui Popescu, Tapi Popescu, suntem curioși. Dacă el face echipa, el știe echipa, să apară tot Tapi Popescu și atunci îl credem pe... Păi a spus Gigi înainte de meciul cu Cluj că o să joace Tavi Popescu și cu Coman. A spus că o săptămână înainte aici, da, la Fanatic. Și acum a spus că va juca Băluță în locul lui. O să joace Băluță, clar. Și ce o să spună? O să spună Caralambos că să nu-i se mai pune genul ăsta de întrebări. Sau o să plece, cum l-a sfătuit da, Gigi. Da, acolo, dacă ăsta e modul lui. Păi nu, dar acolo simptomatic este, vin ei din Danemarca după ce pierd calificarea cu Norzeland. Și spune Gigi Becali, dom'le, eu de data asta nu m-am băgat, de-aia s-a pierdut meciul. Haideți să fim, dom'le, ținta lui Gigi, dacă el face treaba asta și se simte bine cu locul 2, că asta este visul lui, să termine pe locul 2. Ce aveți cu el acum, nu? E chiar, adică mi se pare incorrect. Dacă el asta vrea, Ce aveți cu el? El cred că vrea să ia titlul, să arate că e antrenor, nu doar să termine pe locul 2. Cred că asta e visul lui. Nu, antrenor după cum ce se întâmplă acolo este. El, dacă cel care face echipa e antrenor, nu? Logic. Doar că nu o pregătește. Acum să vă spun corect, e jenant pentru mine și sunt pus într-o situație care nu mă simt atât de bine să mă iau de Gigi că se bagă la echipă. Și eu, deci n-am băgat. Vorbim de funie în... Da. Asta a spus zuratului, păi... așa că nu-l critic pe Gigi pe treaba. Așa e, domnul Porumboi, dar și Mudica a venit și a spus că nu s-a întâmplat așa ceva. Nu... Haideți, domnul, fii serios, credeți ce drag. Deci de ce n-am spus la Balin, de exemplu, că m-am băgat? Nu m-am băgat, că omul mi-a pus barieră și m-a civilizat. Se poate, nu se poate. Nu s-a putut, mi-a fost de treabă și au mai fost... câțiva, dar, mă rog, foarte puțin. Dar asta e situația. Dar n-au stat mult. Dar ăia care au fost puține, n-au stat mult. Ce tu ai dreptate? Gen, cum să spun, Lopescaro, de exemplu. Bine, dar ăla a stat pe un milion. Ăla a stat puțin pe bani mulți. Da, la el au fost alte probleme și vina mea aparține în totalitate și la el... Și la Inacio. Și când greșești, cel de sus vede și te pedepsește. Nu trebuie. Dom'le, erau niște antrenori importanti. Da, deci Marius și Mudica s-o lase mai ușor cu... Ușor de tot, ușor. Cu pianul. Am și eu, domnul Porumboi, o curiozitate. Da. Că tot am vorbit de Șumudică. E adevărat, când era domnul Hizo antrenor la dumneavoastră, vă trimitea mesaje că îi stă bine în galben și în verde?
I-a stat bine în galben și verde, a venit cu Brașovul și ne-a bătut 1-0. I-a stat bine. Nu știu, nu mi-a trimis. Nu rețin aceasta. Ce rețin, rețin. Nu rețin, dar probabil cine știe la ce echipă s-o fi gândit, la Mioven, că și la Nant, la FC Nant. La Nant Atlantic. Nant Atlantic, da. Tot galben-verde.